Ignatius! Ce mai de zis, nenorocitule? Am în față dovada vinovăției tale! Pardon! Pardon, porcule! Aici, în patul nostru prenupțial, cu propria mea fiică! Dar Clea, dar Clea, pot să-ți explic totul. Această femeie a profitat de mine. Poftim? Da, da. Am băut azi noapte, toată noaptea, la baruri de noapte din Cornișești, cu Leo și cu Richio, care mi-au dat să beau vodcă cu bere până mi-am pierdut cunoștința, după care m-au adus aici, m-au băgat în acest pat lângă această femeie ca să mă însceneze o glumă. Glumă! Nici o glumă! Tragedia vieții mele! Richio, ești martor! Ignatius mă înșală cu femeie! Și femeia este iubita mea! Alicia! Și-a ta? Și-a mea! Da, ai dreptate! Da, chiar ai dreptate! Și a mea, Alicia! Alicia, trădătoare-o! Te omor! Richio, să nu mă bați din nou că te reclam la protecția consumatorului! Eu... Atunci spune ce s-a întâmplat. Porcul ăsta de Ignatius știa că nu rezist la băutură și mi-a dat să beau vodcă cu bere. Și mi-a zis că el ești tu. Și tu l-ai crezut? L-am crezut, că mi-a zis că dacă nu-l cred, iar mă ștrangulează de gât. Te omor, nenorocito, pupu! Richio, te rog, te rog, nu mai suport încă o bătaie de-a ta. Că tu nu bați normal, tu parcă dai cu lopata. Richio! Richio, te rog, eu trosnește-l pe Ignatius, că mi-ai promis, măi animale, că o să ne căsătorim numai noi doi în Spania, noaptea, pe câmpul de căpășune. Un moment! Un moment! Da, tu, dar Clea, tu ce cauți aici? Eu? Eu am venit să la Alicia să-i aduc o cremă de bronzat. Acum iarna? Ce iarna, dragă? Este noiembrie, nu-i nicio iarnă. De ce nu scutră? De ce nu recunoști că și tu trăiești măcar din când în când cu Ignatius? Damian știe? Tu vorbești! Javră ce ești! Tu, care ai rămas însărcinată cu Damian, propriul tău tată, în spatele cabanei de la Gura de Ham. Dă-i la falca, dorosteiule! Tu mă stați, mă, fraților! M-ați zăpăcit de cap, eu nu mai înțeleg nimic! Păi eu pe cine mai bat acilea? Pe oricine, numai pe mine, nu! Alicia! Alicia! Pe tine te detest atât de mult, încât nu mai e nevoie să te mai bat! Richio! Trosnește-l, te rog, pe Ignatius! De ce nu mi-ai spus, măi animalule, că ești heterosexual? N-am avut timp. Destul! Ieșiți afară din casa mea, animalelor! La comedia! Finita! Băi, băi, om, la picioare, mai, pistolul ăsta nu merge! Stop, stop! Măi, Olimpia, mă, nu ți-am spus, mă, că împușcătura o băgăm la montaj? Cum a fost, Dorule? Măi, Mimi, din punctul meu de vedere a fost bine, e ok, dar... La Olimpia e cam static, dar rest e marfă. Nu, așa am vrut eu! Păi, dar tu nu-ți dai seama că e, asta e
țeapănă de durere, mă, nu. E foarte bine. E, păi atunci înseamnă că e bine. Avem 3 episoade din ce am avut și ce am pierdut, complete. Băi, fraților, spuneți ce facem? Mai tragem? Că eu am înțepenit de tot. Nu mai tragem. Marinelo, hai să mergem, că avem și extragere la sat TV, la loto comunal cu părintele Acachi. Hai! Da. Ale, hap, jos! Ale, hap, sus! Bravo, bă, primare, dar greu te mai miști, bă. Bă, și Nabucco! Ogarul meu, îl bătrân, ție mai sprientenar ca tine. Ce să fac eu din aceste scuze, dar sunt puțin deranjat la pate. La pate? La ce? La ficat. Ce a, să la ficat? Păi de la ce, măi, ogare? Ăsta, primare. Păi cum de la ce? De la bătlanul ăla de baltă cu garnitură de melce rapana și cu spumă de brânză feta de căpri. Prioară. O, măi, e spumă de căprior. Băi, ia fii atent aici. Adică ești puțin deranjată, dar eu nu sunt deranjat, eu, recte partidul, de aventurile tale imbecile. Ce căutai să te expui prin compromitere cu ursulețul de pluș galben pe care i l-ai dat lui amanta lui prefectul? A? Păi trebuie să-i dau și ei ceva, nu? Nu i-am dat geanta, ei am dat... Chiar mai de ursulețul ăsta. Ursulețul ai? Da. Și în ursuleț ce i-ai băgat? Ce? Ce să-i bag? Pe cum ce să-i bagi? Te faci că nu știi, ai? Nu știu, nici și Doamne, iartă-mă, pe cuvânt, dacă îmi dau seama despre ce vorbiți. Un moment. Ia! Ia, poftim! Opa! Și pe ăsta, cine l-a băgat aici? Păi cum cine? Rușii! Care ruși, mă, spion nenorocit? Păi cum care ruși? Aia care ne-au trimis ăștia ca ajutoare la Revoluția din decembrie 89. Aha. Trebuia să ajungă în Cotrocel la copiii feseniștilor, dar s-a răsturnat camionul la noi în sat. Și au rămas aici. Cine? Rușii? Nu, ursuleții. Aha. Mă, dumneata, de unde e exemplarul ăsta? Din șanț. De unde l-a aruncat amanta lui prefectul. Jos. Ah, nenorocita. Bravo. Și mi-a spus că e cel mai sensibil cadou pe care mi l-a primit ea vreodată. Păi bineînțeles, dacă se referea la microfon, cred că a avut dreptate. Dar Cici... Se poate sus? Sus nu se poate ca în butoaie. Au, așa că rămâi jos, că oricum trebuie să te pregătești de spovedanie, că uite că vine și părințelul. Partid iubit, părinte drag, aproșe-vă. Uite că nu înțelege ăsta, a dat bacul la poiana țapului. Apropiați-vă, sfinția voastră, apropiați-vă. Bine v-am găsit, fiii miei. Da. Dar ce face aici, domn președinte? Îl pregătești, mă, Costică, pentru spovedanie? No, a hotărât primarul că vrea să se apuce de pisică, pisică, în cap țucahara, în pușcăcioara. Gimnastică la bârnă inegală. Dar de ce? Vrea să ia locul în lot lui Marian Drăgulescu? Nu. S-a gândit să nu mai gâfâie când ieșim la vânătoare, că sperie toate caprele și iepurașii. Așa este. Cine are nevoie de capre speriate? Caprele speriate și sedentarismul nu fac bine nimănui. Uite, și eu mă feresc de ele cât pot. Uite, acum vin de la o sfințire de drujbă. Asta după ce înainte am fost la informare europeană cu țăranii, deși iar s-au prezentat vreo 3 speriați. Iar acum fug să sfințesc o centrală termică la Cărigă. Și de-abia după aia mă duc la Sat TV să fac loto comunal. Părinte Acachie Ciorogârleanu, succes! Și să vă trageți sau să vă extrageți bine! Bună, termină, mă! Și adu repede osul, că ai rămas în urmă cu cotizația de partid și dacă nu o aduci într-o săptămână, nu te mai susțin la primărie, chiar de-ar fi să-l pună în locul tău primar pe Ilie Ciocârlie, nebunie în scăfârlie. Bine, atunci eu mă duc. Că toți ne ducem, părințele, da. Vreau să vă întreb, noi ce facem diseară? Venim? Ca să știu dacă o duc pe Coana Preoteasă la oraș să se jufițeze de nou. Da, bineînțeles că ne vedem. Bă, Neaumi, bă, rău am ajuns.
Că dacă până și urgentul cu guvernul au roale în telenovela noastră sătească... Ce are ei, bă, neaumii și n-avem noi? A? Ce are? Stai, bă, cu minte, bă. Ce să asta? Noi suntem oameni serioși, bă. Se știe că n-am fi acceptat să jucăm în măscări de alea. Bă, neaumii, să știi că Matalea e dreptate aici. Ai zis-o bine. Bă, auzi, am auzit că-i Cică-i că-i pune să se și dezbrace, domne. Bă, bune! Bă, oamenii toată filmă. Bă, dar auzi, știi ceva? Putea să filmeze și ei în altă zi, bă. Nu, taman, azi, când aveam noi informare, iar cu părintele Acachie, domne. Păi, nu? Dă-o încolo de dreapă. Righio! Salut, băieții! Gata informarea? Ia-te, bă, a venit artiștii, bă, Neaumi, a? De ce ați venit? Vreți să ne cereți un autograf, ceva, a? Ia ziceți, bă, actriților, ce ați filmat azi? Fiată, bă, intri într-o cameră și nu... Olegiu, Costosinu! N-am voie, nu există. N-avem voie, bă, să dezvulgarizăm subiectul. Nu? Vă uitați, mă, la televizor, vedeți, vă bucurați, aveți o surpriză, așa e. Hai, mai bine, ziceți voi ce v-a zis părintele Acachie la informare. Băi, ce să ne zică, bă, urgentule, ce să ne zică? Ne-a zis, bă, dă normile ecologice la ouălele. Deci că dacă vrei să vinzi ouă ecologice, trebuie să existe un cocoș la 20 de găini. Lasă-mă, un cocoș la 20 de găini, dar ce să le facă? Da, de ce? Păi cum, bă, de ce, bă, ne-ai acumit? Bă, Matale, la vârsta Matale, nu știi? Păi ca să le destreseze, bă, pe găini. Ce a, păi atunci să nu mai aibă pretenția asta a mintea lui Rițetă, că el vinde ouă ecologice pentru pensiunea lui Costică primarul, că nu-l cred. Păi ce el... Are ecologice, bă, ne-ai acumit. Bă, Matale, știi ce condiții trebuie să întrunezi? Că habar n-ai, nici tu, bă, urgentule. Păi să vă spun eu. Unu, păi cică că producătorul trebuie să asigure la fiecare găină un minimul de 5 metri pătrați. Doi, păi cică că n-ai voie, bă, să folosești pic de antibiotice pe găini. Și trei, cică că... Cică că ce? Păi cică că n-ai voie să le stresezi pe bietelii păsări, bă, urgentule, bă. Păi cum să nu le streseze, bă, că la cât de des se ceartă cu nevasta, desparge și geamurile, cum să nu le streseze pe bietele animale? Cam așa, cam așa. Auzi, bă, și că nu mai ai voie să le lași pe găini să ciugulească și să râcâie prin gunoaie, bă. Cum ai că să râgâie? Când ai văzut tu, bă, găină care să râgâie? Să râcâie, bă, să râcâie! Nu râcâie pe-n gunoaie. Păi de atunci pe unde să râcâie? Păi nicăierea nu mai are voie în Uniunea Europeană. Găile să râcâie, n-au voie, gata. Mirește, doamne, eu mă opun. Găina trebuie să râcâie, naturelul ei. Bine, atunci poate să râcâie găina. Bă, dar dă mâncare, n-ai voie să-i dai decât furaje ecologice, domne, care și alea trebuie să aibă ce ferticare. Pe asta nu știai. Stimați săteni, deci bine v-am găsit la o nouă extragere a ediției Bila albă se învârte. Părintele jucător, Acachie Dubanul, va procede la extragerea de astăzi. Părinte? Da, păsă. Fiica mea, dragii miei, așadar, bun venit la o nouă extragere loto-comunal, organizată de către firma Hai Noroc și Sănătate a primarului nostru. După cum bine știți, dragii miei, au fost centralizate toate variantele jucate de către voi, iar fiicele mele aici de față vor extrage numerele câștigătoare. Fetelor, aveți grijă ce scoateți! Deci, prima bilă norocoasă este numărul 15 PNL. Ce? Alo! Ce-i asta? Cum? Ce vrei să spui 15? Deci nu, părinte, uite, 15 PNL, așa scrie. Uite, aici scrie 3 PC. Doamne ferește, părinte, astea sunt bilele greșite. Sunt alea de la extragerea de antrenament în jurul parlamentare, ca să vadă nea Cici cu cine face strategie. Uite, uite. PD 23. Ce? Da, uite. Și PSD 19. Ce? Dar totuși, ce înseamnă cifrele astea? Păi așa au ieșit la extragere. Că nea Cici a zis că așa e bine, că așa corespunde cu realitatea. Ce realitate? Și cu asta? Uite, asta nu scrie nimic pe ea, ce-i cu ea? Deci asta e jokerul. Partidul nouă... Ce te taci din gură? Niciun nouă, niciun vechea. Dacă e joker, las-o așa, să fie surpriză.
Și cu voi? Ce-i cu voi, meu? Opriți! Opriți-mă! Mă repede camerele alea! Aduceți bilele alea bune! Să poate! Trebuie să refacem extragerea! Să nu transformăm politica în joc de loterie! Invers am văzut! Să nu transformăm jocul de loterie în politică! Vă rog frumos! Ei bine, dragii miei, vom face acum o scurtă pauză pentru a putea aduce bilele cele bune. Nu mă ocupă. Alo? Da, șt, icoana preotează. Da? Ce? Cum adică ai chelit de tot? Măi, dorule, mă. Măi, dorule, tu faci niște încadraturi, mă, tu. Extraordinar, dorule, tu filmezi mai bine ca... Vivi Drăgan Vasile, mă. Ei, nici. Chiar așa, măi, Mimi. La seria a doua, dăm 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, tu o să fii operator șef. N-ar fi prea frumos. Nu cred eu asta, Mimi, să știu. Uită-te bine la mine. Uită-te bine la mine. Dacă n-o fi așa să-mi spui tu mie, mutu. Cicicucu, 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 bau. Sărătate, bau, bau, bau. Sărătate, sărătate, ei, iată, iată cum muncesc oamenii. Ce mai face reproducătorii de telenovelă? Ah, mulțumim de întrebare, Nacicii. Obosiți, dar satisfăcuți. Cu sentimentul datoriei îndeplinite, oameni și utilaje într-un efort conjugat, ați filmat și în pat? Da. Bravo, mersi. Cici, acum că ai venit și tu, ca actoriști că au plecat la tragere, au extragere la SATV, zic să stăm și noi așa de vorbă mai în tihnă. Da, chiar, să stăm. Bună idee! Bună idee! Mersi. De mult îmi doream așa ceva. De Doru, nu te jenezi, nu? Că Doru e prietenul nostru. Ai perfectă dreptate, Mimi. Deci, măi, Dorule, noi îți mulțumim că te-am reținut de la alte probleme, trestii, chestii, socoteli și... Vai de mine, te mai așteptăm și altă dată. Vai de mine! Dar când e vorba de filmat, eu ras ori și ce și vin. Mhm. Păi, atunci, domnul Mamelică... Nacici, ce vreau să vă spun? Manelică, nu cu M de la mamea, cu M, cu N de la manec. Aoleu! Așa e, că uitase, M, N, N, M. N, M. Adică să ne vedem sănătoși și voioși diseară la cabană. Păi normal, normal, sigur că... Normal. Am înțeles mesajul. Eu am zbugit-o la seră, că se întâmplă ceva cu instalația de picurare, nu mai merge ca lumea. Ce, a luat foc? Da, Nacici, oricând aveți vreo treabă, vă servesc cu mare plăcere. Da, ai grijă să nu ia foc picurarea. Hai. Măi, Mimi, mă, toți ne ducem, mă. Dar ăsta se duce greu de tot. Bem ceva? Da. Așa, doar ca să treacă așa discuția mai fluent. Sigur, că da, să circule mecanica fluidelor între noi. Auzi, vorbim, Mimișor, de telenovelă, ca aș avea și eu o idee. Zică, mor de curiozitate. Zic. Păi uite cum ce zic eu, Mimișor. Dacă Alicia... nu e fica lui Damian, cu care a rămas însărcinată, înțelegi? Ci a fratelui lui Vitreg Vistrian, eu zic să nu mai fie gravidă cu Damian, ci cu Felician. Felician? Care Felician? Felician avocatul, cu care e gravidă și Darclea, adică maică-sa. Așa și? E, așa și. Și... aceste două femei să nască în aceeași zi, la aceeași oră, în aceeași secundă, doi fii care vor fi frați după tată și nepot și unchi după mamă. Fantastic! Așa, și? Și cei doi frați se urăsc de moarte până la aflarea adevărului. Și după aia?
După aia, după aia nu mai știu că m-a sunat măgarul de costică și m-a trezit nenorocită. Nu se poate, are ăsta un stil să apară când nu trebuie, da. Dar-ți promit că o să te răzbun eu pentru toate aparițiile astea. Mersi, mimișor, mersi, dar ce zici, ți-a plăcut? Ideea. Ne-mi place de nebunesc. Numai că cu Felician a mai rămas însărcinată și doctorița Rubensia, care va avea o fată. Da. Și? Păi și fata când o să crească mare, o să se îndrăgostească de propriul ei frate, Mario, fiul lui Felician și al Darcleiei. Păi asta o să se întâmple în episodul 720 de mii. Păi da, normal. Dar problema e că fata atunci când crește se îndrăgostește de fratele ei, dar acum ea are doi frați. De cine se îndrăgostește? Ea de Mario sau de Miguel? Păi da, nu știu. Dar dăm cu banul. Banul. Când mai dai niște bani, că echipa a început iar să cârâie. Păi e săptămâna viitoare, că mi-a promis măgarul de costică că aduce nenorocita. Decotizație de la partid. Și vă umplu pe toți de... de bani. Cicișor, am simțit din prima clipă că ești om de onoare. Da. Mimi. Acum, aș vrea și eu ceva ce de mult n-am mai... Dar mi-e foarte dor să o... Să o spun, fetița mea. Ia-mă încet, că sunt foarte emoționată. Să nu te deși. Nu, eu nu credeam că o să mi s-a mai întâmplat așa ceva. În niciun caz, într-un timp atât de scurt. Cici, spune-mi ce vrei să-mi spui. Mimi. Vreau să... Să ne integrăm bine. Cicișor. Să ne integrăm bine. Caprele speriate și sedentarismul nu fac bine nimănui. Uite, și eu mă ferez de ele cât pot.